O fostă angajată a primăriei Cluj nu poate justifica suma de, atenție, 500 de mii de euro pe care o deține. Inspectorii Agenției Naționale de Integritate au sesizat deja parchetul în acest caz. Ei bine, colega noastră de la Cluj-Napoca, Andreea Stan, a urmărit subiectul și vine cu ultimele noutăți în acest caz. Andreea, te ascultăm. Femeia a fost angajată între anii 2007 și 2016 în funcția de consilier. Inspectorii ANI au constatat existența unei sume în valoare de jumătate de milion de euro pentru care va trebui să dea explicații. Practic, este o diferență între averea dobândită și veniturile realizate de aceasta în cei 9 ani de activitate. Reprezentanții primăriei Cluj spun că este posibil ca această sumă uriașă să provină din afacerile familiei. Însă acest lucru va fi clarificat în următoarea perioadă și asta deoarece Agenția de Integritate a sesizat Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curții de Apel, care trebuie să clarifice proveniența acestei sume. A fost sesizat de asemenea și ANAF-ul în privința vânzării unui apartament la prețul de 27.000 de euro, însă prețul încasat, susțin inspectorii, a fost mai mare și anume de 39.000 de euro. Atât de aici, la revedere!